Cred că la un moment dat domnul Cioclea și-a dat seama că ar putea fi folosit într-o combinație care cu siguranță nu i-ar face față și care i-ar pune capăt carierei lui. Urmează să fie vândută o altă bancă. Eu cred că anume aici lucrurile stau cumva ciudat. Următoarea bancă fiind Moldincom Bank. Exact. Și cred că ceea ce i s-a propus domnului Cioclea, el nu a mai acceptat. Domnul Redman a menționat o chestie așa, care mie mi s-a părut foarte suspectă și interesantă. El încearcă să ne preîntâmpine de o anumită criză care, iată, trebuie să vină în următoarele vreo 6 luni. Adică cam după alegerile parlamentare. Eu sper că criza asta nu este identică cu cea din 2014, din noiembrie, când s-au evaporat niște bani. În momentul acesta ei deja au candidatura. Dacă Partidul Democrat simte că o să piardă aceste alegeri, în interesul acestui partid este să pună o persoană slabă, care să nu se opună și să ne pomenim cu surprize și cu privatizări interesante în sectorul bancar. Domnul Plahotniuc, atunci când are de ales între loialitate și profesionalism, de regulă alege loialitatea. De obicei, marile mișmașuri care se întâmplă în perioada când anumite funcții în statul ăsta sunt deținute de persoane de interimari. Eu nu cred că starea asta de beligeranță pe care am sesizat-o între domnul Candu și domnul Cioclea se va epuiza pur și simplu. Ea va continua. Și atunci s-ar putea pe fundalul acestor dispute care au început să transpară niște detalii noi, inclusiv legat de comportamentul anumitor funcționari în perioada furtului bancar. Nu pierdeți emisiunea Cutia Neagră, duminică la 20:00, în reluare luni, 19:45.